Trecerea dintre ani înseamnă pentru fiecare dintre noi ceva deosebit. Este momentul în care spunem adio anului ce se încheie și ne punem speranțele în cel care vine. Asta se întâmplă de regulă la oaltă cu prietenii, cu șampanie și artificii, și dacă timpul și spațiul permite să se întâmple în stradă, spectacolul și veselia sunt cu atât mai generoase. Este și cazul multor giurgiuveni care au ales ca la miezul nopții de Revelion să iasă în stradă și să își manifeste bucuria. Revelionul acesta este al doilea consecutiv în care la Giurgiu nu s-a organizat niciun spectacol în aer liber și nici jocuri de artificii. Municipalitatea a ales să lase totul la latitudinea cetățenilor și a preferat să nu plătească peste 5.000 de euro pentru spectacolul de la trecerea dintre ani. Totuși, cei care au dorit să iasă în stradă la miezul nopții au regăsit câte ceva din atmosfera sărbătorească de cândva. La mulți ani, Giurgiu!